Ce să mâncăm ca să ne curățăm ficatul? Vedeți, am făcut așa, am schimbat macazul. Da, Am schimbat macazul de la am COVID și coronavirus către specializarea dumneavoastră, specialitatea dumneavoastră, chirurgia hepatobiliopancreatică. Deci ne putem curăța ficatul? Asta este o expresie populară aceasta de a curăța Da, ficatul. Există este, anumite da. substanțe care sunt care duc la colechinetice, deci care duc la mobilizarea bilei din ficat și atunci pacienții care au, să zicem, o veziculă biliară mai leneșă sau au astfel de probleme le ajută, cum e de exemplu cafeaua. Cafeaua care este și un foarte bun antioxidant. Acum toți pacienții mei știu că eu după operație, la marea majoritate a pacienților, doar excepția celor care nu au care au contraindicații medicale sau care n-au băut niciodată în viața lor cafea, că nu o să se apuce chiar după operație de cafea, deși totuși cine nu bea cafea. Așa. Le recomand tuturor pacienților mei imediat după operație să înceapă să bea cafea. La unii le și aduc eu cafea. Asta e un moment de bucurie, așa că înseamnă că și-au reluat și toleranța digestivă și e încă un semn bun de vindecare. În rest, căutarea aceasta a Sfântului Graal, a smoothie-ului, a lichidului care să ne curețe ficatul, nu există. Dacă vă referiți la faptul că ficatul se încarcă grăsos în timp, în special datorită consumului de alcool, dar și a altor factori, unul dintre ei fiind, din păcate, chimioterapia, nu există o substanță sau ceva ce poate duce la curățarea ficatului, ca să zic așa, nu există ceva absolut. Există, sigur, diverse produse care sunt hepatoprotectoare, adică nu rezolvă problema sub nicio formă, poate să prevină un pic. Ce pot să vă mai spun? Că somnul este una din cheile. De altfel, eu mereu discut cu pacienții mei care au steatoză hepatică sau au probleme hepatice, mereu îi întreb de somn. Și am văzut foarte des în activitatea mea oameni tineri care au o încărcare grăsoasă a ficatului, deci au un ficat, să zicem așa, obosit, fără să fie consumator de alcool, fără să facă excese alimentare sau excese de vreun fel, dar care, din păcate, nu dorm noaptea. Fie că unii dintre ei au serviciu de noapte, alții pur și simplu nu dorm noaptea și categoric că unul din momentele în care ficatul nostru se curăță, dacă vă place acest termen, că mie nu-mi place, așa, este atunci N-am când găsit, dormim. iertați-mă, n-am găsit altă, eu sunt un profan. A, nu, 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 am zis așa, că m-ați întrebat, am zis să zic și eu ceva, că am fost mai moderat mai devreme când am vorbit de schimbările din sistemul sanitar. Acolo, într-adevăr, trebuie să găsim un lichid care să mai curețe, da. Deci, revenind, după părerea mea, somnul este una din cheile pentru sănătatea ficatului, poate una din cheile despre care se vorbește destul de rar. E perfect adevărat. Acum, în timpul pandemiei, am observat că toată lumea doarme, se culcă mult mai târziu, mulți au avut probleme foarte mari de somn din cauza anxietății, mai ales la început, când a fost acel val de informații, este foarte important să dormim. Imunitatea, s-a vorbit atât despre imunitate, este în directă legătură cu somnul. Înainte de Și acum, pandemie, toată lumea muncea tot timpul, toată lumea alerga tot timpul, toată lumea vorbea la telefon tot timpul. Ar trebui înainte de culcare să nu mai accesăm electronice, măcar cu 2 ore. Veneau mail-uri la toate orele, era tot o nebunie. Deci, din punct de vedere, asta e mult mai bine decât să bem smoothie-uri, să bem anghinare sau alte lucruri amare care ajută un pic la mobilizarea bilei. E mult mai sănătos să ne protejăm un pic somnul. Și mai da, și greu. acum eu vă întreb, putem să ajutăm, putem să ne ajutăm de ceva ca să ne inducem somnul de medicamente? Nu, Dau nu în e recomandat. alea. Nu e recomandat pentru că somnul provocat de somnifere, sigur, colegii neurologi știu mult mai bine lucrurile astea, nu vreau să așa. Somnul provocat de somnifere nu are aceeași calitate ca somnul natural. Pe lângă asta, există o dependență psihologică, adică nu mi-am luat somniferul sau nu mi-am luat suplimentul de somn, și iată că de asta nu dorm bine în seara aceasta. Dar sigur că sunt produse, să zic așa, naturale sau cum să spun, care ajută la somn fără să fie extrem de agresive. Uite cum ar fi, de exemplu, melatonina, care e un hormon secretat natural și
Expresia e natural, e din plante, nu e valabilă, pentru că sunt o groază de lucruri, cum bine știți, și cocaina e tot din plante, deci nu este un argument că ceva e din plante, că ceva e bun. Deci asta categoric nu, acest lucru Deci să nu pică. luăm cocaină? E ilegală în România. Ok. Deci cocaină nu. Ok. Știți că Doamna unul din... Claudia... Stați că vă zic ceva despre cocaină. Unul din oamenii care a perfectat modul de a gândi al chirurgilor, chirurgul Halsted din America, venea și opera până pe la 2-3 noaptea și el a dezvoltat conceptul de rezident. El a spus prima oară conceptul de rezident pentru că era convins că medicii rezidenți trebuie să doarmă în spital și opera practic non-stop și abia la un moment dat și-au dat seama că de fapt toată energia asta, sigur că a murit și relativ repede, toată energia asta venea de la faptul că era cocainoman. Deci pentru un somn bun clar nu trebuie să...